Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, a primit titlul de cetățean de onoare al Comunei Ribița. Propunerea a fost votată în unanimitate în Consiliul Local, iar distinția i-a fost oferită de către primarul Comunei în cadrul evenimentului Omagiul lui Crișan, în semn de mulțumire pentru toate proiectele la care a contribuit Consiliul Județean pentru dezvoltarea Comunei. Știți bine cum arătau satele dumneavoastră și comuna înainte, așa, ca să mă mândresc și eu puțin, și cum arată acum. Ei, aici un mare merit îl are și domnul președinte Laurențiu Nistor. Și o să vă spun unele lucruri, nu pot să vi le spun toate, dar unele vi le spun. Proiectele care aveți, drumurile pe care mergeți, să știți că trei sferturi sunt cu sprijinul. Bineînțeles. Atunci când mi-a fost greu, de la domnul președinte al Consiliului Județean. Ați văzut, drum, ca să încep numai cu drumurile la mănăstire, drumul, parcarea, chiar și pe Crișan în ultimii ani, drumurile care le aveți în Dumbrava de jos, Ribicioara, Ribița, Oibărești, mi-era greu sau poate nu le termineam nici în zi de astăzi. Oferim astăzi domnului președinte al Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, titluri de cetățean de onoare al Comunei Ribița. Președinte, mulțumesc. Acesta este primarul dumneavoastră, care totdeauna m-a luat prin surprindere. Și vă spun că totdeauna m-a luat prin surprindere când venea la mine și zice, pot să vin până la dumneavoastră, domnule președinte? Eu zic, bine. Mă gândeam că nu are multe probleme. Când acolo m-a luat prin surprindere, de nu mai știam cum să-i spun pe care au prioritate. Și așa, în discuții amândoi, le găseam priorități la toate. Vă mărturisesc că astăzi, în fața dumneavoastră, sunt plin de emoție. Nici nu mă așteptam la această distinție de cetățean de onoare, dar să știți că tot ce fac pentru, nu numai pentru comuna dumneavoastră, deosebită, pentru primarul dumneavoastră deosebit, fac pentru cetățenii acestui județ. Edilul i-a oferit lui Laurențiu Nistor în dar și un tablou pictat pe pânză cu chipul eroului zărândean Crișan.